Noi ne vedem pentru prima dată, acum. De când te cunosc și te-am văzut. Erai tânăr, frumos. Fără barbă. Tot ceea ce e fața ta îmi inspiră poveste, îmi inspiră deja idei. Am o față jucăușă. Dar și amilor, noul grup care se naște în România. Exact, da, sigur. Adana Kebab. Ce putere ai asupra mea. Oh, Doamne, știu. Frate. Măi, Horia, dacă ții minte eu din 2003 cum mănânci tu cozonac și bei vin, tu-ți dai seama ce putere ai tu asupra mea? Zi-mi care e sloganul tău. Caracate să ai viața ta. Ce ochi verzi ai, mă, tu ai ochii verzi. Lăsați-ne singuri. Hai, noroc. Hai să trăiești. Animal X a reprezentat România la Festivalul European Chinez, care a avut loc la... Oh my God! Am înregistrat un studio în chineză și am murit de râs. Sleepy lights pe... Eu am zis, Mioara All Inclusive. Asta este programul de astăzi. Bă, ce-mi place All Inclusive. Prima mea amintire despre televizor. Ești tu, serios. Ai avut o reacție... Nu. Enteropolită. Primul bărbat. Nu se uită niciodată. Vocea României sau România au talent? Antena 1 sau Pro TV? Atunci când Radu avea 13 ani. Ce securist. O sare. Atunci când Radu avea 13 ani, fac ce-mi spune inima. Băi, ți-ai făcut și vocea mai bună. Am făcut cursuri, boss. Băi, și știi unde? La academia ta. Asta este momentul în care trebuie să spun, după 23 de ani, îți mulțumesc frumos, Bodo dragă. Pentru că oricum nu mai amintesc că sunt bătrân. Și vorba aceea că era noapte, eram beat, nu se mai. Dar știi ce îmi place la podcastul tău? Că nu tai nimic, ne lași așa pușcării să ne vadă lumea pe internet.